Ai pățit și tu chestia asta să ți se posteze pe contul tău de YouTube fie podcastul cu Elon Musk și să ți se schimbe numele în Tesla sau să ți se posteze cu CSGO, cu CS2? Că văd că acum este și cu Valve, sunt mai multe de astea cu CS2 decât cu, cu Elon Musk. Oricum la, la, ambele se bagă foarte mulți boți ca să fie mai multă lume. Și asta nu este canalul oficial Tesla, cred. Da, nu e oficialul. E Asparlu unul canalul care avea și bifă Și ce este nasol, uite, altul, altul Și mai sunt, mai găsim Vedeți aceeași miniatură Parcă știi titlurile sunt la fel OpenAI G4, GPT4, OpenAI, da Deci E un val de virusări, de kilogări de Ce dracu se întâmplă De toate calculatoarele ajung să fie Pline de kilogări Teoria mea următoarea din cookie-uri, din ce ai descărcat înainte, pe ce site-uri ai intrat și e uri ai primit, tu ți-ai luat Nu ai mai făcut câte o curățare la calculator. Ocazională, nu în fiecare zi, ocazională. Și uite că probabil că a așteptat respectivul hacker sau hackerii să se infecteze mai multe calculatoare și apoi, bam, să a atace direct unde le-a atribuit. Conturi de Google, mai precis YouTube. Țeapa asta s-a întâmplat undeva prin 2019, 20 s-a mai întâmplat un val de genul. A pățit și halogen H chestia asta, el avea, îi tot postau la emisiuni asiatice, Corea, China, din ce țară erau emisiunile alea. Norocul lui a fost următorul. N-a luat strike repede, a făcut milioane de vizionări și nu exagerez aici, strângea suta de euro pe zi hackerul. A recuperat halogen contul, ăla nu modificase ad sensu și a luat halogen... Uh, i-a luat banii fraierului. De sute de euro cât a strâns hackerul, i-a luat halogen. Bravo halogene, restul hackerilor să vă arză focul. Arză vă ar focul, mânca vă ar și să bag niște blesteme mai niște blesteme cum mai fac unele minorități de la noi din țară pentru care am tot respectul, au cele mai tari blesteme posibile și ar trebui să merg la vrăjitoare pentru voi. Deci, ți-a fost par contul? Hai să zic cum am făcut eu să scap de un asemenea hacker. Într-o zi fix când dormeam eu acum vreo 4 zile în timp ce dormeam după masa m-am trezit când m-am trezit m-am trezit când m-am trezit am primit notificare că să mă reloghez că am fost deconectat de pe telefon eram ce mă de unde n-am primit nimic de la autentificare în doi pași sms e-mail pe contul de rezervă pe e-mailul de rezervă nimic n-am primit nimic ce era de făcut. Mi-a schimbat numele de telefon, mi-a dezactivat autentificarea în doi pași, mi-a schimbat parola N-am avut codul de 8 cifre, eu acum alam, l-am descărcat pe telefon și am făcut SS Am făcut captură de ecran la codurile aia de rezervă Cum mi-am recuperat eu contul? Am mai avut un e-mail de rezervă și am dat, am uitat parola și să mi trimit acolo Mi-a verificat 48 de ore activitatea sau identitatea, da identitatea 48 de ore a trebuit să aștept, în mod normal aștept maxim 6 ore dar hackerul respectiv când procesul ăla s-a dus în 48 de ore și a trebuit să aștepte 48 de ore ca să primesc pe un alt e-mail accesul să schimb parola. Și undeva pe seara când trebuia să merg la un concert în Quantic, în București cine e de acolo știe zona, cine știe zona înțelege ce vreau să zic, eu în loc să mă bucur de concert, sau mă rog, în loc să fiu, uhu, merg la concert ce tare, eu o mașină, tot schimbam parola, deconectam de pe dispozitiv, schimbam parole, băgam număr de telefon, autentificare în toi pa și tot așa. Dar din fericire am reușit. Și am mai rămas contul de YouTube. Deci aici am referit până acum la Gmail. Gmail-ul mi l-a spart, dar am recuperat. A rămas la mine contul de YouTube. Că indianul tal poiute sau chinez, rus, american, european, ce era el, o sta podcasturi din astea cu nu asta. Deși poza asta văd că Uite exact așa, genul ăsta posta el Au, wow, 11.000 pe live Oricum mare parte sunt uh, boți Stați nișteți. Mare parte din astea se postau Deci eu oficial dacă primesc bani Strâng bani de un Tesla Eu nu cumpăr Tesla, nici să am bani Să-mi iau mașină electrică Îmi iau Mustang de la Inima mea de la Ford Îmi plăcea și Tesla, dar îmi bag ceva în ia de Tesla Pentru ce se face în jurul lui Musk Nu e mas de vină, în mod direct Dar E o figură foarte populară și, na, mulți se folosesc de el. Dar pentru treaba asta, dacă aș avea bani de Tesla, mai aș lua Mustang electric. Nu se compara ca cel pe benzină, dar Mustang-ul tot Mustang, cum țâța e tot țâță. Revenim la discuția noastră. După ce mi-a recuperat contul de Google, problema a fost cu YouTube-ul că a primit 3 strike-uri. 3 strike-uri, 3 avertizmente, caput canal. Ce era de făcut? Întâi am dat e-mail la YouTube că nu am fost eu, mi-a fost par contul. Le Au răspuns băieții, mi-au trimis un formular de completat. Bă, și un formular atât de lung, a trebuit să completez tot. Ultimul clip postat când am făcut canalul, ce postez pe canal. Ai piu. Tot, 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 Deci un formular atât de lung, n-am completat nici când m-am angajat, nici când a trebuit să merg, nu știu, pe la poliție să-mi iau un cazier pentru angajare într-un domeniu de securitate. Și nu mă refer să fiu pază pe la vreo păcănea ceva. Uh să mă operez, să-mi fac analize, nimic. Asta a fost cel mai lung chestionar pe care l-am avut de făcut. Deci am stat la întrebările astea să răspund norocul meu că aveam pe telefon pe serverul de Discord ultimele clipuri postate și a trebuit să trimit ID-ul videoclipurilor. Nu linkul, id ul ca ID-ul videoclipului. De exemplu, când deschizi un videoclip cum e linkul, vine youtube.com/watch W egal și după W egal Restul e ID-ul clipului La fel și la canal Ch Slash channel slash Și apoi linkul UHC sau ce o scrie acolo Foarte foarte nasol Dar din fericire am rezolvat Și în vreo Maxim două ore Timp în care am putut doar să-mi Giugulesc un pic și să mănânc niște orez cu lapte Când m-am dus la metrou Mi-am recuperat canalul Pune poza loc Că aveam poză cu Tesla, pune la loc uh, nume tot. Am reschimbat din nou parole azi dimineață pentru că am mai încercat el să se conecteze, dar nu i-a ieșit. Google instant l-a deconectat de acolo. Probabil că a avut dispozitivul oprit și n-a fost conectat la net ca să se aplice în momentul la conectare. Nu era conectat la contul meu, era la contul altul. Și când s-a conectat la contul meu, sau când și-a pornit calculatorul, sau ce căcat a făcut cu viața lui, se moară copiii și familia în acea zi, l-a și deconectat automat Google. Bravo Google, ați făcut ceva util. Am primit pe la 7 dimineața și ceva, dar abia mă trezisem. Repede, mai schimb o dată parola, să fiu sigur că nu se mai întâmplă nimic. Și acum singurele dispozitive pe care sunt conectat cu e mail este telefonul mobil, personal și calculatorul personal. Atât. Nu mă mai conectez nicăieri cu telefonul, calculatorul. Nu. Atât. Astea două le folosesc și atât. Eu acum nici nu sunt conectat cu e mail de rezervă. Cu unul din e mail de rezervă pe calculator. Pentru că, în caz de orice, repede, pac, pac, să rezolv. A fost un weekend foarte greu, dar am, re am rezolvat. Așadar, ca să nu pățiți ceva de genul e-mail de rezervă, neapărat, pentru recuperarea parolei. Și vedeți că aveți la, am uitat parola, este o opțiune cu cod de 8 cifre. Voi trebuie să intrați la setări, undeva pe la securitate, și o să găsiți undeva pe acolo coduri de rezervă. Le puteți prin, vă dă să le descărcați sau faceți un screenshot faceți sub captură de ecran, cum vreți voi să-i spuneți. Și dacă aveți codurile alea la fel, a scăpat de fraier. Cred. Eu dacă le aveam, probabil că rezolvam mai rapid de atât. Cine știe. Puteți să vă luați și semnătură digitală, mi se pare. E pe USB, sau ar să meargă și cu aia. Am văzut că e opțiune să-mi iau pentru securitate. E ca dracu rău de tot cu conturile. Um. Deci da, noroc cum a fost cu e-mailul de rezervă. Dacă n-ați avut e de rezervă și nici coduri nici alea, nu prea știu ce ați putea face. Dacă există un contact YouTube, ceva, să contactați sau un contact Google, e mai greu. Deci, prevenția este cea mai importantă. Nu intrați pe site-uri obscure. Nu vă mai deschideți e mail mai bine. Dacă n-ați primit vreun e-mail de la vreun cunoscut, mai bine nici nu-l deschideți, îl ștergeți direct. De descărcat. Aveți grijă ce vă descărcați și mesaje ce le primiți formulate prea drăguț pe Instagram sau pe Steam s-ar putea să fie și alea vrăjeli. La mine hackerul a avut IP de România, dar sunt sigur că a folosit VPN și frumusețea mare după ce am făcut live-ul de revenire de mi-am repostat clipurile că mi le a pus pe privat. Mi-a scris în unul Tesla Asia, Asia, Asian, you are an idiot, an idiot, că mi-am co mi recuperat contul. Deci, o boală cât mai cruntă pentru fiecare hacker. Recuperați-vă conturile, aveți grijă de ele, securizați-le, eventual montați-vă calculatoarele în niște buncăre subterane, să fie cât mai ferite, umblați cu VPN-uri, cu mașini virtuale, cu tot ce este posibil. Că deși se investește mult în securitate cibernetică și sunt foarte mulți bani care se alocă salarii mari în securitate cibernetică, avem Cluj oraș de it avem o grămadă de companii de IT în România, avem dita mai orașul de hacker și anume Hackerville Vlcea. în continuare se întâmplă multe. Dacă aveți prieteni din Vlcea și se descurcă cu hackerile, întrebați pe ei cum se rezolvă. În mare parte se folosesc de chilogere. Și ca să treacă de autentificare ceva token din browser Ca să treci de niște pași de logare Dar tot nu înțeleg de ce nu-ți dă nici alertă alert autentificarea în doi pași Este foarte ciudat Au fost hecuiți și niște oameni cu 15 milioane de abonați îmi scapă numele lor Îmi pare rău că îmi scapă numele lor un canal lor are 15 milioane de abonați deci soluția este următoarea. Mare mare grijă, parole grele pe care doar voi să le știți, emailuri de rezervă, codurile alea de 8 cifre că sunt utile autentificarea în doi pași folosită și mmm Atenție mare, norocul meu că nu mi-a spart paypal sau ceva să-mi ia banii de pe Paypal și de pe card Că e asociat paypal ul cu cardul și dacă plătești ceva cu Paypal poți să selectezi să tragă direct de pe card Eu Oricum am fost la bancă și mi-am scos banii m Am scos roaba de bani din YouTube Da, deci cam asta ar fi treaba cu hackerii și cum vă puteți recupera conturile Eu așa am făcut și am reușit Că dacă nu reușeam, apucam să, nu știu, să întind asfalt pe șosea Habar n-am dar asta a fost clipul O bere pentru toți cei care V-ați recuperat conturile Sau ați trecut prin așa ceva Mă înclin în fața celor care Ați rămas aici pe canal Și Nu ați trecut cu vederea, Ați zis gata s-a dus dracu și ăsta Nu mai am ce nu mă mai interesează V-ați întors aici V-ați la canalul de rezervă Uite un sfat pentru cei care faceți YouTube Păceți-vă pe un alt dispozitiv cum am eu aveam pe telefon e de la canalul de rezervă Faceți-vă un canal de rezervă acolo Țineți doar pe telefonul ca să vă sparge pe calculator vă virusați aveți telefonul și Aveți un canal de rezervă Și ziceți acolo oamenilor abonați-vă aici la canalul ăsta bam, 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 bam. S-ar putea să funcționeze Cam asta a fost clipul Deci mare 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 atenție cu hackerii ăștia eu Sunt peste tot Mai ceva decât Covrig 1999 ca să nu îmi dea ceva de monetizare. Muie hackerilor și o bere un desperadus pentru fiecare dintre voi care ați trecut prin așa ceva și ați rezolvat cu bine. Oricum, și dacă vă sparge contul de YouTube, puteți să o luați de la capăt deoarece de fapt nu chiar de la capăt. Cifrele dispar. Cifre sunt peste tot și pe un bun de la Mega Image sau de la McDonald's. Ai cifre. Comunitatea de oameni activi, mai ales oameni, mai bine zis, activi de pe comunitatea voastră, fanii voștri adevărați, vor fi mereu acolo și când vă dispare canalul și faceți altul ei se vor abona. De exemplu cum a pățit Codrin, i-au știți contul și într-un an de zile i-a refăcut. Așadar, nu vă întristați, toate au o rezolvare, niciodată nu sunt un capăt de lume. Deci aveți grijă de conturile voastre, parole, tot, tot, tot. Pe data viitoare, și feriți-vă de hackeri. Ciao les.